Bună ziua și bine ați venit la a cincea ediție a concursului de pictură Nicolae Milord. E o ediție inedită. Concurenții noștri au participat online, dar ne bucurăm că a fost o ediție cu mulți concurenți. E o perioadă dificilă în viața noastră, o traversăm cu greu, dar după cum vedeți, talentul nu a stat pe loc și ideile creative au mers mai departe. Așa că vă mulțumim că ați fost alături de noi, dragi concurenți, sper că veți fi mulțumiți de jurizare și acum dau cuvântul celorlalți membri ai jurului să explice cui și de ce i-am dat premiu. Mulțumim! Felicitări tuturor participanților! N-aș spune neapărat în special celor premiați, ci tuturor participanților. De ce? Pentru că practic am fost puși în postura de a alege o poveste mai frumoasă și mai puțin calitățile artistico-plastice, pentru că, așa cum știm cu toții, arta trebuie apreciată nemijlocit. Așa că, dacă cumva cineva se simte nedreptățit de rezultatul votului, juriului, să știți că există șanse și la anul, însă noi am încercat să fim cât mai obiectivi în această manieră, online, sigur că da, cu limitele ei, și vă așteptăm și la anul cu aceleași lucrări de calitate și să sperăm că în niște condiții mai bune. Bună ziua! Arta în vreme de pandemie. Da, dar cu toate astea avem trimis în format online lucrări bune și foarte bune de grafică și pictură la concursul național de arte plastice Nicolae Milord. Lucrări cu un simț al compoziției și al culorii. Lucrări cu o diversitate de tehnici. Lucrări cu un rafinament a linii grafice. Bravo, eu felicit pe toți concurenții și felicit în continuare Școala Populară de Art cu profesorii Radu Macavei și Cristian Bistriceanu, pentru că au fost implicați în profesorii îndrumători a școlilor de artă din țară, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, și consider că a fost o reușită. Deci la a cincea ediție a concursului de artă plastice, vizuale, Nicolae Milord, putem să spunem că ne-am familiarizat cu nivelul învățământului artistic, măcar din școlile care participă de câțiva ani la acest concurs. Eu n-aș spune că pandemia pentru artiști este o mare nenorocire. Uneori e o binefacere, pentru că te obligă să meditezi, să fii mai puțin furat de tentații exterioare a artei și să adâncești ceea ce faci. Sigur că e o dificultate în situația juriului să aprecieze calitatea lucrărilor
neavând lucrările fizic în față, trebuie deci să ne rezumăm la imagine. Pe de altă parte, date fiind modalitățile de lucru propuse și expresivitatea artistică, putem bănui talentul și munca artiștilor. Nu e o mare nenorocire, dar dacă e să dau o proporție, 60%, 70% cred că am ales bine, chiar dacă nu am avut, cum spuneam, fizic lucrările lângă noi. Ceea ce constat eu acum e că acești artiști în devenire, nu vorbim acum despre cariere artistice, despre artiști consacrați, vorbim despre aspiranți și ceea ce facem noi la fiecare ediție e să constatăm nivelul la care ei au ajuns la un moment dat. Ori în acest moment, ceea ce ne-au propus participanții la concursul Nicolae Milord are o calitate importantă, cel puțin în privința premianților, cred că îi putem urmări mai departe. Deci ei sunt o promisiune. Dacă îi vom mai întâlni în concurs și în alte condiții și vom vedea lucrările fizic, atunci sigur că verdictul va fi mai riguros. Oricum, am încercat să premiem, să alegem, cum spuneam, ceea ce are o deschidere, oferă o perspectivă în privința fiecărui artist, o șansă pentru fiecare artist, după imagine. Eu citam recent o carte a unui specialist francez care spunea că imaginea în fața timpului are două șanse. Una în trecut și una în prezent. Sigur, el se referea la sau avea în vedere o referință a istoriei artelor la care trebuie să se raporteze fiecare artist și artelor prezente, artiștilor din prezent, care sunt posibil concurenți. Deci artiștii care vin într-o competiție sau care lucrează pur și simplu trebuie să se gândească la lucrurile astea și cred că și concurenții de la Nicolae Milord, de la acest concurs, s-au gândit și se gândesc la ceea ce fac, cum sunt artiști, cum vor fi artiști, la cine se raportează și dacă intri și într-un concurs, cum se întâmplă acum, trebuie în primul rând să alegi tu ce trimiți la concurs. Și noi am făcut a doua alegere și am premiat ceea ce am considerat că merită.